Ieri, România a sărbătorit 164 de ani de la nașterea marelui nostru poet Mihai Eminescu. Cu această ocazie, în Cernavodă s-a inaugurat și programul activităților culturale din anul 2014. Pentru a aduce un omagiu poetului național, un grup de elevi și profesori din Cernavodă au depus ieri flori la bustul poetului din parcul central al orașului. Sărbătorirea a 164 de ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu nu a trecut ieri neobservată nici la Cernavodă. Această manifestare este cea care a dat startul evenimentelor culturale pe anul 2014 în Cernavodă. În urmă cu 164 de ani s-a născut, la 15 ianuarie 1850 în Botoșani, Mihai Eminovici. Acesta a fost un poet, prozator și jurnalist român, considerat de către cititorii români și de critica literară postumă drept cea mai importantă voce poetică din literatura română. Ieri, odată cu sărbătorirea celor 164 de ani de la nașterea marelui scriitor, la Cernavodă s-au împlinit și 10 ani de când există în parcul orașului statuia iubitului poet. Este începutul unui nou an și un nou an de activitate al cenacului nostru și fiecare an îl începem aici, aniversându-l pe Eminescu și proiectându-ne în continuare la ședința de cenaclu activitățile următoare. Ziua de 15 ianuarie a avut chiar o triplă semnificație la Cernavodă, deoarece tot ieri s-au împlinit 10 ani de la înființarea unui cenaclu literar în cadrul Casei de Cultură. Cu această ocazie deosebită, mai mulți elevi și profesori au depus flori la bustul poetului național. Pentru ziua marelui poet Mihai Eminescu. Și ce o să faceți voi astăzi? Vom depune flori și vom citi poezii. Ce înseamnă pentru tine Eminescu? E un poet preferat al tău? Da. Îi citești poezii? Da, poetul meu preferat. Faceți și la școală o operă de Mihai Eminescu? Da, o rămâi. Am studiat-o. Ce poezie ți-ai ales pentru astăzi? La Steaua. Păi este ziua lui Mihai Eminescu și se recita niște poezii. Tu ai recitat? Ai apucat să reciți poezii? Da. Ce poezie ai recitat? Păi se numește Lectură. Și ți-a plăcut? Da, îmi place mult Revedere, La mijloc de codru. Sunt foarte frumoase pentru că sunt inspirate din natură și din dragostea poetului. Crezi că ne poate reprezenta țara? Este un poet național, așa cum îi spunem noi toți românii? Da, cred că este cel mai cunoscut poet și în țară și peste granițe, pentru că el ne reprezintă, este unul dintre cei mai inspirați poeți. Ce ai recitat tu astăzi? Ce poezie? Nu este Luță, este una dintre poeziile care nu sunt foarte cunoscute. De ce ți-ai ales tocmai această poezie, având în vedere că nu e atât de cunoscută? Păi am zis să fie un pic mai aparte, dacă toată lumea cunoaște poeziile lui Eminescu, să fie și ceva care nu este foarte publicat. Unii dintre membrii cenaclului literar au ținut și o scurtă cuvântare, în care au sintetizat în câteva rânduri viața și opera lui Mihai Eminescu.